Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Dacă sunteți pentru prima dată pe acest canal, să nu uitați să vă abonați. Vom discuta în continuare despre subiectul cel mai important din ultimele săptămâni. Două treimi dintre germani se tem de un aflux major de refugiați în urma evenimentelor recente din Afganistan, indică un sondaj realizat în perioada 16-17 august pe internet pe un eșantion de aproximativ 5.000 de persoane din Germania. Marja de eroare este de plus minus 2,5%. Astfel că 62,9% dintre germani se declară îngrijorați de perspectiva unui val de refugiați care ar veni în Germania, așa cum s-a mai întâmplat în 2015, în timp ce 30% au o opinie diferită în această privință. Germania trebuie să evacueze 10.000 de oameni din Afganistan, anunță doamna Angela Merkel, așa că Germania ar putea fi nevoită să evacueze până la 10.000 de oameni din Afganistan, le-a comunicat cancelarul Angela Merkel colegilor ei de partid, potrivit unor surse citate de agenția Reuters. Acest număr include 2.500 de afgani care au fost angajați ca personal de sprijin, dar și în activități privind drepturilor omului, avocați și alte categorii pe care guvernul le consideră ca fiind într-o situație de risc după ce talibanii au cucerit Kabulul. Merkel a mai spus că Germania ar trebui să coopereze cu țările învecinate a Afganistanului pentru a asigura sprijin celor care fug din această țară. Așa că, în prezent, mii de afgani încearcă să părăsească Afganistanul după ce militarii talibani au preluat puterea la Kabul după o ofensivă rapidă de numai câteva săptămâni. Îngrijorați de aspectul unui aflux de refugiați de afgani, se declară și susținătorii Partidului de Extremă Dreapta pentru Germania, AfD. Trei sferturi din electoratul blocului conservator consideră că Germania ar putea să se confrunte cu o situație similară cu cea din 2015, opinie susținută și de 38% dintre simpatizanții verzilor. Să nu uităm că în perioada 2015-2016 peste 1,1 milioane de solicitanți de azil au venit în Germania, mulți dintre ei sirieni. Așa că întrebarea mea pentru dumneavoastră, și aștept răspunsurile dumneavoastră în comentarii, este: în ce măsură sunteți îngrijorat de situația din Afganistan, care ar produce o situație la fel ca a refugiaților precum cea din 2015 din Germania? Pe data viitoare!